Salut, Sușeni, este ora 4 dimineața, suntem în lagul Mării Negre, astăzi suntem pescari. Bro, da, aici avem nevoie de tine pe navă. Hai cu ea. Opa! Perfect. Ăsta nu mai mișcă nimica. Hai de tată! Dacă de mâine am rămâne fără subscriber, fără follower și fără cameră de filmat, fără un loc unde să ne postăm videoclipurile, dacă YouTube ar dispărea, Instagram s-ar închide, TikTok-ul ar da faliment, am fi în stare să facem altceva sau, așa cum spun haterii, am muri efectiv de foame. E un peștișor, nebunule, ce-ai? Un calcan ceva, un sturion? Avem un magazin. Păi hai să întoarcem, a fost de ajuns, avem intro. Comandăm și noi un McFish ceva. Bă, mi s-a părut cel mai bombă la pescăria lui Matei, să faci cu Matei. Știi dacă tot e pescăria lui Matei. Știi să noți? Bă, de notat știu, dar nu știu să not atletic. Adică știu să not, dar arată urât. Știi, mă chinui, a, cum a venit, mă zbat. Ai muri, da, mai bine mori decât să ai dreptate. Da, nu-l filmați dacă pică, că arată urât cum. Dumneavoastră este tată lui Matei? Da. A, am înțeles, deci asta e o treabă de familie aici la pescăria lui Matei. Eu cu cine expira, da. Asta e. Nu, cum să nu, mi se pare că sunteți fresh. Originalul. Domnul cu care vorbeam aici este tatălui Matei de la pescăria lui Matei. A nu se confunda cu Matei Bromania, deci în acest episod avem doi Matei, pe Bro și pe Matei de la pescăria lui Matei. De cât timp practicați meseria asta? 81. Mamă, din 81. Eu nu știu să calculez. 6 ani învățător, din 81 la pescărie. Ce vi se pare cel mai frumos la meseria asta? Priveliștea? Nu, marea e nemaipomenită, dar tot timpul mă feresc. Adică am avut o frică așa de mare. Da? Da. Marea Neagră, uitați, e foarte prietenoasă, dar peste 5 minute te face de nu-ți mai trebuie nimic. Nu mergeți, nu vă aventurați prea mult. Mati să cam duce aiurea, da. Matei, nu? Da, să mergi 20, 30, 40 de kilometri, wow. 50. Deci cum îmi spune mie mama, Andrei, să nu mergi tare cu mașina, așa îi spune tatăl, Matei, Matei. Matei nu te duce în rar, tată. Dar știți că Matei cu tatăl meu odată, acum câțiva ani, au salvat pe cineva în golf aici, care de la noi a fost, mai țineți minte, nu? Știu faza, da. Da, 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 s-a aruncat tata după el și era și băiatul Matei. Erau valuri foarte mari și de la curent și de la varul nu putea să intre. Ea și te duce, da. Bă, eu am început ziua asta bine, mă uitam la răsărit, acum mi-ați dat niște filme mai... Ia uite ce frumos se vede încolo. Doamne, ce frumos se vede. Ia uite plasele acolo. De cât timp sunt puse plasele? Astea sunt scule fixe. Facem instalația pe care stau ele și după aceea doar când se murdăresc le scoatem la mal, le curățăm, le băgăm din nou. Cât de greu e să instalezi o plasă din asta? E muncă multă, că muncă, sunt muncă, foarte muncă. Multe, da, greutăți. N-am mai fost la pescuit niciodată în viața mea. Bunicul și cu tata mai au ocupația asta, dar niciun caz o ocupație sportivă, cum au cei de la pescăria lui Matei. Adică se duc așa cu undița la mișto, nu prin nimic, știi? Ziceți-mi și mie cu ce mă fac cu tir aici, că nu mă simt momentan, la muncă. Momentan ne legăm unii de alții ca să poată să sară Matei în barcă. Deci Matei ni se alătură. Avem doi Matei în acest episod. S-au dublat Matei. Tot Matei și dumneavoastră? Da. Trei Matei. Dat cu Matei mă cheamă și Alin, că toți suntem Matei. Și ocupația de la șalupist, pescar, barman, femeie de servici, orice eu sunt. Da, știți ce aștept eu? Să vă pești. Urmează să-i vedem sau? Să ziceți-ne ce face. Opa! Poate... Opa! Nu că! A sărit pe singur, băi! A sărit pe mine? Hai să tragem! Eu sunt pe contrabalans, fraților, că prea v-ați dus toți. Măcar în dimineața să sconteze cât mai gras. Știți cum îi spune lucrul ăsta? Cum îi spune? Păducele povenesc. Nu, cum se uite la mine? Ok, rest in peace. Auzi, mă, te-a luat un pic de rău? Încerc să nu mă gândesc dacă vorbești cu mine. Dar e bun pentru conținut dacă vomiți. A, da, super. Ia zi, Ioane, gata? Hai, băieți, să fie bine. Hai. Noi nu putem să facem nimic corect. Păi ce pune mâna, e invers mereu. Primul episod din la muncă în care simt că, cel puțin momentan, nu am făcut muncă. Nu am muncit, efectiv. Ei ziceau, trage în coro, trageam în coro, eu împingeam, ei ziceau să trag, un haos total. Bravo. E un peștișor, nebunule, ce-ai? Eu credeam că stă și el cu minte. Eu eram pe fază, era să arăt la cameră, să direct. Ia uite, mă, ăsta nu mai mișcă nimica. Mamă, dar e unecoasă rău situația. Eu nu-mi dau seama dacă ce fac bine. Totul e bine? Mamă, băieți, e groasă. E o școală pentru așa ceva? De unde ați învățat tot? Din tată în fiu. Din tată în fiu, a? Dirty Jobs.
Bravo, Shelly! Ia, hai să-ți văd mâinile, că pare că ai muncit, mă, și tu ai muncit. Când eu ieșeam pe mare... Luăm și noi ceva sau stai și ne uităm? Eu zic să jucăm fără loc băieților, așa se cheamă și jucăm noi. Fără loc profesioniștilor. A plecat puțin? Așa? Așa, da. Și acum, mai dă și mie o parte. O țin aplicată sau o balansez? Eu mă uit după pirați, să nu vine să ne ia. Bro! Da, aici sunt. Avem nevoie de tine pe navă. Deci asta ca să nu prindeți cu meduze, să aveți o captură curată, cum ai venit. Și acum am început operațiunea de scoatere a meduzelor din prasă, pentru că meduzele sunt foarte grele și fac prasa foarte greu de tras în barcă. De asta e important să scoatem meduzele, plus că nimeni nu le mănâncă. E plin de meduze. E plin de meduze și asta trebuie scoasă afară. Este foarte grea și nu putem să ajungem la pește. Mamă, dar e plin de meduze. Eu atât am învățat să fac, atâta fac. Țin de ăsta, așa? Altceva nu știu. M-a anunțat că l-au plecat meduzele să încep să prind pești. Că... Frumos, băieți, frumos aici, îmi place. Dar stați să vedeți când mâncăm peștele ăsta, adică... Zbori, puiule. Aia le-a luat un pescăruș. Ia uite cum se zbat acolo, ia uite. Cineva trebuie să-i salveze din astea. Începe să-mi pară rău de ei, mă, să le dăm drumul. N-aveți, bă, ce să mai faceți, v-am prins. Ce specie sunt? Hamsie. Hamsie, hă? Care e partea ta preferată la jobul ăsta de pescar? Să văd pește mult. Deci sunt cel mai fericit când văd pește mult. Nu mă bucură absolut nimic, nici bani, nici oameni, nici nimic decât producția de pește. Ce, meduzele mai sunt doar de ciorbă așa, hă? Mamă, dar ce vorbe pescărești. Mă lăsa să dau și eu afară o meduză să nu mă simt așa inutil. Ia să mici dacă dau ceva afară să... Vezi, bă, că ai pus meduza înapoi. Mamă, dar câte sunt. Dar ce sunt așa multe? Ce s-au strâns la noi așa? De ce nu le vindem și pe astea? Câți bani făceați pe meduzele astea? Am dat vreo meduză afară, hai că am dat câteva. Am gonit câteva. Da, ai explicat și tu la cameră de ce se aruncă meduzele? Explică tu, te rog, ești tu aspectele meu. Am aflat și eu acum că plasa e mult mai grea din cauza meduzelor. Și de-aia noi acum trebuie să aducem peștele în barc. Mamă, ce e aici? Hai în lăzi. Vă ajută cu răzile astea să le dăm drumul sau? Am venit cu rădița. Nu mai parchează nimeni pe locul ăsta. Ridică. Nu, vă zap, pune-o așa, hai. O, forță. Mamă, unde vă mai... Hai cu ea! Opa! Perfect! Lângă, altă ladă! Bagă-și tu, bro! Bagă-te acolo, aradă! Băieți, suntem la Loteria Română 6 din 49, hai să vedem care este numărul norocos, pe cine salvăm astăzi și, bă, mi-e frică să bag mâna, jur! Cu mănuțele astea, tu! Și-l vezi că mușcă și-l! Și... Bă! Vă vezi, bă, că dai pe afară de-am chimit pe noi de mai mult! Eu vreau să-i salvez, mă, dar nu mă lasă, mă! Ia, cum se ține peștele să nu scape? Gata! E, gata! Nu mă știu care era săracul, bă, ce-a avut șansa vieții lui, nu o să-l mint. Hai, apăs. Hai să facem loc la oameni ăștia care chiar muncesc. Suntem bine, băieți, ne întoarcem la familiile noastre. Vindem la ăsta, nu știu ce am văzut și eu prin filme. Se dă unde ăsta la pescărie? Într-o zi, tot ce aici se consumă lejer, nu? Uite, bă, ce înseamnă experiența. Mie îmi place foarte mult să pescuiesc la mare. Aici, ai văzut cum e. Bă, se vede frumos, soare, mare, miros. La baltă nu mă caracterizează. Aici e mișto tare tot. Băi, eu simt că n-am muncit suficient. Care e calcan dintre astea? Ăsta mare. Ăla e, nu? Ăsta e cel mai șmecher, ăsta zici. Ăsta e minoritate rău săracu aici. Nu cred că e bine între aia, cred că îl judecă majoritatea. Oricum, noi simțim că n-am muncit suficient, trebuie să recuperăm la bucătărie, să ne ajutați, să ne explicați cum... Mai avem una? Mai vine tura 2? Haide, bro, să tragem aici. Hai, să prindem niște lobster. Unde e lobsterul? Uite ăla cu fes. Hai, mă, Shelly, trage acolo. Bravo, Shelly, bravo, mă, bravo. Uite, bă, zic ăștia că nu muncește, uitați-vă la el. Știe, bă, și cu educația și cu peștele și cu... Eu nu pot gara Catericaru, bro, în această dimineață, băieții. Bine, da, bro, s-au odihnit azi noapte. În această dimineață nu poate. Bă, nu-i ușor deloc, să știi. Restul din barca aia pană, dar nu-i ușor deloc. Fanii noștri din seria La Muncă, eu v-am văzut, ați început să și judecați care a muncit mai mult, care a tras chiurul La Muncă. Ați început să jurizați în comentarii, așa că vă rog, uite, să se noteze punct aici pentru bro că trage tare. Să te văd aici, tată. Aici e distracția. Cred că are o perspectivă acum, săracu. Când ai obosit și el, te dai la o parte, că nu am unde să mă pun. Da, mai pot, bro, stai liniștit. Poți că ești pe close-up acolo, hă? Gata, nu mai pun nici pe close-up. Bagă-te tu. Dă zoom out, că vine, bro. Da, ca să încap. Și pentru că nu am nimic de făcut, în septembrie, pe 30, vă aștept la team building. Filmul pentru care am venit în dimineața asta aici.
și pentru că sunt prieten cu Shelly. Matei, tu ai vrut să te faci pescar sau te-a împins tatăl Matei de la spate? Zi sincer. Să mă fac pictor, dar uite ce mi-a ieșit. Am înțeles. Și pescăriarul Matei, eu asta n-am știut niciodată. Tu ai făcut-o sau e de pe vremea tatălui tău? Ca poveste e așa, Kirhanaua, adică cum vă povesteam, acolo se taie peștele tot ăla. Kirhanaua e din 86. Acum 10 ani mi-a venit mie ideea la șpriț. Chiar aici steam cu un unghi de-al meu la șpriț, ne uitam la mare, făcusem eu un beach bar unde stăteam la alt șpriț, la alt pește prăjit, bă, hai să facem o cârciumă. Noi peștele vindeam la un preț destul de mic, zic, bă, hai gata, deschidem restaurant. Și ușor, ușor, în 4 ani de zile l-am construit și i-am dat drumul. A plecat și este un business de familie. Deci, Guviș și restul sunt hamsi, care nu prea mai mișcă, săracii, mă. Hai, hamsi. Bă, poți să o mănânci pe aia și crudă dacă... Da? Îmi recomanzi? Tu primul. Cu totul? Dacă iei tu primul, iau și eu. Da, bă. Nu cred. A, ai zis? Acum luăm toți trei. Cât de rău poate să fie? Arunc-o. O prins? Nu cred. Nu cred. A, ai zis? Niște sos de soia aveți, nu vă supărați. Da, aduce, vă are băiatul în spate. Da? Nu. Challenge accepted. Nu cred. Nu cu ăla, nu cu ăla, că l-a spus, rămâne puțin în gât, dă-o hamsie. A, da, știam că nu e hamsie, evident, te-am testat, Matei. Mulți ani de experiență și-au spus cuvântul, bravo. Să-mi place să o curăț frumos, cu mâinile curate. Să o curăț, ai să o bag în apă, despre asta. Nu, dă să curăț, că ea mă arată. Bă, ai mai... Nu, frate, ți-am zis că lansez un film pe 30 septembrie, am nevoie de vizualizări la treaba asta. Da, dar asta și mie jumate, că nu mă bag, nu mă încumez de la toate. Ia tu jumate. Asta e de mâncat acum, nu? E bună? Nu, lasă, hai că una nouă. Hai și eu. Hai, mai facem una, frumos, la comandă. Zi sincer. Ai comandă. Făcut chestii mult mai rele pe vloguri. Ideea e că eu n-am niciun film de promovat, adică nu știi ce zic, adică... Deci îmi recomanzi? Eu îți recomand cu drag. Iau așa jumate din ea. Dorobanți rupi cu asta. Se putea mai rău, dar se putea și mai bine. Hamsia asta se va elibera, se va bucura de... Ce faci? Oh, ți-a plăcut înseamnă? N-a fost mediu bine cum îmi place mie, a fost în sânge. Un platouaș, n-aveți și voi ceva prosciutto crudo? Ia uite mă, tată, păi și n-avem prasă la el? Mai da asta, eu mai vreau să mai mănânc, groace mi s-a deschis apetitul de dimineață. Bro, ce impresii ți-a lăsat această minunată dimineață? Ești gata să intrăm în faza 2 a acestei zile? Sunt gata pentru că mi s-a făcut foame, acum... Gata, tragem la mar, băieți. Credeți că dacă mai face de 10 ore ce am făcut azi, am fi în stare să ne descurcăm? Am reușit, nu? Căutați pescari? Adică e nevoie de forță de muncă aici? Da. I-ați angajat după o primă zi? Aș angaja orice. Știi cum sunt, terminat, caut forță de muncă ca nebun. Plus că am înțeles despre ce e treaba foarte repede, deci chiar gata. Contractele de muncă, mâine la 4 îmbarcă. Dar cred că acum e partea mai simplă, cred că partea mai grea e când puneți toate nebuniile alea, nu? Da, când instalezi. Cât timp ia să instalezi toată asta? O zi? Două? Nu. Păi da, lucrăm și o săptămână, două. Hai. Și o săptămână, două doar ca să puneți toate nebunile astea. Cam câte borduri ați pus în total aici? De când sunt sau? Nu, de cât acum, pe instalația asta. Păi, pe instalație fiecare flutor are câte 3-4 borduri. Deci 20 ori 4. 80 de borduri. Cam atâtea am rovit și eu de când am luat mașina. Da. Stați că până nu pun eu mâna nu se întâmplă nimic. Haide, tată! Vladimir, antrenorul meu de la sară. Am sărit azi peste sara ta, dar am un motiv, adică cred că am făcut vreo 4 antrenamente la retare aici, tată. Știu că pare că e prânz aici, dar este 8 dimineața și am făcut aproape jumătate din episod, adică am făcut tot ce era pe barcă de făcut. Acum urmează să curățăm peștii și peștii ăștia e murdari, știți cum e, trebuie curățați. După care mergem să încercăm să pescuim și la undiță, așa la mișto, doar ca să ne relaxăm un pic. Este superb, îmi place enorm. Am încărcat peștii, băieți. Și mergem acum la sortare, da? Deci este, cred că, primul episod din la muncă în care simt că n-am muncit suficient. Trebuie să mă puneți mai mult la muncă pentru etapele următoare. Pentru că pe mare nici n-am știut ce să fac mai mult, simțeam că vă încurc. Asta e viața pe care ne-am ales-o. Ce vreți să faci? Așa. Ia-o-și pe asta? Hai, dați-mi. Așa. Mamă, ce miros m-a lovit. Nu pot să cred. Păi și avem noi șanse să prindem așa ceva? Tu versus băiatul de care ți-a zis să nu-ți faci griji. Deci asta e partea ușoară, sortarea. Partea mai grea e curățarea, nu? Terminăm sortarea și continuăm situația. Ăsta cu asta a ieșit așa. O să-i țin minte, vreau să-i dau un nume să rămână așa. O să-i zic Florin, de la Florin Pește. Nu cred. Mamă, săracul, doamne, săracul, ce se chinuie. E doar vesel, nu? E doar vesel, nu? Imediat, îl aducem.
Bă, sincer vă zic, eu sunt la granița asta dintre omul căruia îi plac foarte mult fructele de mare, carnea în general, dar nu pot să văd animale moarte și nici pești. Adică mi se rupe inima și când vedeam peștera care se chinuia să ia aer așa, mi s-a rupt inima, dar în același timp, dacă îl văd în farfurie, n-am cum să nu-l mănânc, adică n-aș putea să fiu vegetarian niciodată. Ăsta nu e bun aici? Mama mea! Nu pot să disting. Nici eu. Eu doar iau ce aici, ce mi se dă și împing mai departe, știi, ca pe bandă la supermarket. Gata, băieți, am sortat peștii, e momentul să-i și curățăm. Așa, varianta, pa, și l-ai scos. Și l-am scos cu toți căiei de aici și am pus asta aici. Voi puțin mai corect, adică să câștigăm mai mult la restaurant. Ia mă, cum faci tu? Ba sub gât aici, mam, tragi de aici. Tu ești din Constanța, mă, lasă. Ia mă, îi bag așa. Haide mă, ne descurcăm. Ia să vedem. E tăiat deja? Acum tai. Bam. Ia zi Matei, fac bine? Perfect. Ia uite, am scos toți creierii. Mamă, ăsta cred că era Florin al meu. Nu cred. Era Florin, bă, frate. Ăsta e. Nu, ăsta era Florin, zic sigur că i-am lăsat. Păi știu după privire, după cum se uita. Eu cred că cele mai mari dureri de burtă pe care poți le ai de la peștele, nu? Dacă e stricat e sau... E perisabil. De-aia am făcut acolo prelăcirea, de-aia să n-a făcut gheață. Trece pe argen, adică tot ce a fost în barcă o să vezi și... Unul mai mare. Pe argen? Pe argen. Alt stil? Ăștia au fost măscuri așa-s femeie. Deja crește. Tot varianta aia de curățat. Așa. Tot cu schema. Sau mai mergi pe varianta manual. Băgăm un numerop, am tras pe urechea, după aceea îi băgăm așa. A tras de ureche. Asta e mai scârbos. Hai, încerc manual. Deci manual îl iau de ureche. Are chestia aia, are țipă. În spate, deci îl ții bine, ține-l așa, îl prinzi de urechi, dai aici. Și unde pești urechi, Matei, deci mă iei de la începători. Curățăm ceva mai simpatic, nu vreți? Curățăm niște cartofi, nu știu, ceva mai fără atâtea mațe, că m-a luat așa. Uite că domnul, vezi ce îi merge mâna? Tu n-ai nicio miră, nicio remușcare, nicio greață, măcar. Vreți să spui lene? Go? A, ne băgăm pe cântar? Te-ai băgat tu primul ratupeu, ia să vedem. Bă, cât e? Pune-te mă ca lumea. Ce ai mă, păi sunt ca lumea. Pune-te mă cum trebuie. 112. Da, am Adidas în picioare. Da, sunt cei drepti. 12 kg. Ia să vedem. Bă, credeam că mai slăbi să-mi bag. De la hanorac ăsta gros. Mamă, aici e cu peștii mari, cum s-ar spune. I-au ajuns, deja le-am filetat. A, de nevoie de mână fină acolo. Tu din Craiova, nu? Că cuțitul, cred că... Noi tăiem mai la voia întâmplării, la voia sorții. Nu tăiem așa precis. E mai de Buzău tăietura asta, nu? Da, e mai fină. Ia, bro, e rândul tău. Dacă nu stai degetul, nu iese bine. Ai prins-o? Jos, jos. Mai dai tu o dată rașchetat? Hai că mă bag eu și o să vezi că a ieșit bine, adică... Opa! Arată bine! E foarte bine! Vă las pe Marian să termine aici, că e păcat de prosciutto ăsta, ia uite. Așa. Pentru tine e un pic fărșit. Pentru mine e mai simplu? Da. Păi dacă plecăm cu d-astea... Unde a fost când eram eu acolo? Are și Marian, mă, preferații lui. Bă, pe tine te-a văzut că tu poți să duci mai mult, bro, că ești mai... Pun două de ăștia așa. Așa. Și acum? Îl întorc așa. Și acum pe jumate. Asta e bine că a rămas aici sau era bună de... Pentru pisici. Și acum pe jumate așa, nu? Da. Trebuie să ne ținem de internet, că îți dai seama, ești pește, ești prins, te taie șeli. E gen... Eu nu văd unde e Craiova din tine, la faza asta mă așteptam. Bă, eu am crescut într-o Craiova foarte civilizată, contrar acestor mituri și nu mă identific ca fiind un cuțitar, da? Te rog să mă respecti. Nici noi nu te identificăm ca fiind un cuțitar, stai liniștit. Putem să le cumpărăm noi pastea, că nu are sens să le vindeți pastea astăzi, n-au niciun sens. Vă dați seama clienții care mănâncă aici de 10 ani de zile, zic, bă, ce s-a întâmplat azi, adică, ce s-a întâmplat cu ce-o Matei, făcut cu Matei, pescăria? Mă. Arată bine? Da. E un pic segmentat. Bă, îți dai seama că și la pești sunt unii mai barosani decât ți-ar... Adică, uite, efectiv figura lui mi inspiră șmecherie. Da. Ați văzut gura asta? Aici? Ia zi, da subscribe, tap, 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 tap. Și după pauza de masă ne-am dus să ne încercăm norocul și la undiță. Așa? Așa? Băi, ce... Bă, dă-mă, bă, du-te, mă, de aici! Haide, bă! Da, stai că ți-l dăm, da? Hai, tată! Mulinează! Unde-i? S-a și agățat. A prins ceva, da. Am prins ceva! N-am ce să mulinesc, că e prins în ceva. Mamă, nici nu vreau să știu cum o să mă descurc eu dacă broșa a agățat undița. De pe partea asta, mă, oare? Ia, Matei, învață-mă că eu n-avem ce face, așteptăm să vedem dacă Matei... A, așa, tată, gata. Mamă, nu o făceam în 1000 de vieți. Și doar arunc, da? Stai că dau eu asta. Da? Arunc de aici și drumul. Dar stai să mă dau la o parte, ești pregătit? Da? Așa, hai. Cred că e acolo.
Vezi că e pe doamna aia, ia-o. E pe doamna aia acolo. Am prins ceva. Bă, e sport complicat, mă. Vezi, bă, că e pe... Iertați-mă. Adu-o cu să cântărim. Măcar a prins ceva. Așa agățam și eu pe vremuri în mama aia. Să rămân acest mii de scuze. Bă, nu există așa ceva. Te bai, speriat doamna, a plecat. Mamă, săracă, chiar a plecat, nu cred. Mamă, mă simt mega pot. Haide, bro. Ia. Hai. Haide, tată. Bă, e bine. Hai e că bine, nu-i rău. Îl susțin și eu pe bro. Arunc cum o meagă la el, că la mine nu s-a putut nimic. E contra vântului, mă. Trage-l. Ăla e. Ia, ai prins ceva, mă? Pare că e milionul de vizualizări, Shelly. Bravo. Nu mai opu că am băsat, bă, da, bă, cât de bou sunt, bă, incredibil. Am zis eu că, hai de mă, că scot eu argele. Nivelul de IQ al peștelui, ca să înțelegeți. Mă pescuiesc singur. Așa trag piedica și o arunc, da, după aia, direct. Da. E pe acolo. Da, o zi absolut superbă. Din păcate eu nu mai am undiță. Atât de prost am aruncat încât s-a încurcat toată sfoara. Ce mai prins ceva? Sau de ce te agiți așa, a? Mai mult pentru cameră. A, mai mult de show, a? Avem aici, ne-a pregătit echipa de producție, dar noi n-am fost în stare de nimic. Avem momeara asta absolut senzațională. Ar trebui să facem tot ce ne stă în putință, să n-ajungem naufragiați niciodată. Între timp, bro, ți-am pregătit ceva așa ca să vină peștii. Un meza în plas frumos. Da, ia uite, să hrănim peștii frumos. Asta arată bine, le-aș mânca. Eu nu pește. Dacă le dai de mâncare, nu o să mai vrea momeala mea, așa că... Morala zilei de astea e să rămânem influenceri. Bă, nu se mișcă ceva acolo. Iră! Dacă ai prins ceva, n-ai prins. Cred că am prins veșnicele alge. Absolut zero. Orice restaurant de sushi din București care vrea până în ora 12, trebuie să venim cu cele mai fresh alge. Da, e bine, fraților, așa cum am zis, trebuie să facem tot posibilul să ne păstrăm actuala profesie, pentru că arta clar nu putem avea. Cel puțin asta de pescar, n-avem absolut nicio șansă. Am ajuns la vorba lui Arbăde, ne-au zis să facem și noi o muncă cinstită, nu să ne mai milogim pe internetul. Ăsta a fost și episodul nostru, fraților, nu uitați să zdrobiți butonul ăla de like și să apăsați pe clopoțel dacă vreți să mai vedeți episoade. Suntem la episodul 9, ne apropiem de marea finală și habar n-aveți ce urmează în episodul 10. Să vă zic sincer, nici eu nu știu ce urmează, n-am decis încă. Fețele, o să fie ceva. N-am decis încă. Team Building 30 de septembrie în toate cinematografele. Nu uitați, zdrobiți butonul de like, follow la mine, follow la bro pe toate rețelele de socializare. Mulțumim pescăriarul Matei, Academia de Vlogging doar pe Shelly.ro la cel mai mic preț. V-am pupat, pa!